Frumos mărțișor pandantiv din Argint, Art Nouveau, 1908, preț de licitație, pornire, 80 de euro. În pariu că nu știți unde ne aflăm, sau poate ați intuit unde ne aflăm, a sosit momentul să trecem și la chestiuni mai serioase. Suntem în incinta unei locații splendide din București, Palatul Cesianu Racoviță, care zăpostește casa de licitație Artmark. Și la inițiativa Roxanei Voloșeniuc, pasionată și ea ca și noi de bijuterii și mai persoană de bijuterii vechi, ne-am hotărât să venim astăzi aici pentru a vă prezenta o selecție de piese senzaționale. Și pentru a încerca, te rog. Și pentru a încerca, evident. Sunt aici să le încerc. Mai de seamă că am primit pe adresa redacției foarte multe mesaje referitoare la bijuterii. Ce broșă ar trebui să port nu știu când. Ce colier, perle, când, cum. Și ne-am dat seama că asta e o chestie pe care noi am ocolit-o până acum, oarecum. Și nu e tocmai bine că am făcut lucrul ăsta, pentru că la Artmark puteți găsi niște bijuterii absolut superbe, bijuterii vechi, bijuterii cu povești, cu valoare. Și cea mai frumoasă treabă când vine vorba de bijuterii de genul ăsta este că le puteți lăsa moștenire, adică sunt chestiuni care vă pot însoți atât pe voi, cât și pe copiii voștri, pe nepoții voștri, habar n-am, într-o călătorie senzațională. Domnica și apasionată de bijuterii vechi și posesoarea unor bijuterii de familie absolut superbe. Da, și eu am de la bunica mea. O să ne arate astăzi care sunt care nici nu le port, nu știu, sunt spectaculoase, sunt speciale, nu se vede cu toată fiecare zi. Deci am văzut, nu nu arde, poate am văzut, da, dar uite, eu, de exemplu, nu sunt adepta, nu știu, să port bijuterii. Dar poți recomanda treaba asta, da, recomanda. Apreciezi o piesă care are o poveste, care sigur, are o valoare, care are o... Și treaba asta cu lupa nu-ți place? Da. Hai să vedem mai bine. Da. Arată-mi tu ce ți-a plăcut de aici. Să-ți arăt ce m-a plăcut? Pentru mine. Pentru mine? Ce recomand mie? Hai să luăm așa, ușor. Uite. Ajungem la o vitrină senzațională. Da. Cu niște piese senzaționale, de fapt. Dacă vă apropiați, o să și vedeți despre ce este vorba. Uite mie, ce șerce îmi plac foarte tare. Ia să vedem. Citim despre ei? Unde-i lupa? Citim despre ei. Ce număr sunt? 50. Deci pereche de cercei din argint aurit, ornată cu tanzanite, rodorite și safire. Preț de pornire 100 de euro. 100 de euro. Deci sunt convins că nu veți regreta dacă veți participa la o licitație de genul acesta, pentru că puteți achiziționa pentru o sumă de multe ori mai mult decât decentă niște piese senzaționale. Și mai e o treabă pe care vreau să o punctez, sunt genul de bijuterii de care nu vă veți atura niciodată. Da, adică nu sunt accesorii de sezon, nu sunt... Chiar dacă vă săturați, la un moment dat, într-o perioadă, va fi scurtă acea perioadă. Și sunt investiți sigure până la urmă. Da. Ce faci, Domnica? Uite, fac și o lume. Fac și o lume? Da. Vrei să te povezi? Da. Nu? Da, vă te povezi? Ia spune, ce părere. Să te văd, super. Păi, ești da, sau nu ești adeptat? Da, rău, face rău, cu greu, așa. Mai stau puțin. Mai stai puțin? Da, dar avem o oglindă. O oglindă aici nu. Voiam să mă prezint. Voiam să mă prezint. Prezinti atunci la mobil eu. Uite, pentru bărbați, doamnă, ăsta este un cadou senzațional și chiar vreau să luați de bună ce vă spun. O pereche de butoni din argint, decorată cu ametiste, în maniera Art Deco, preț de plecare 100 de euro. Vă rog. Asta mi se pare realmente un cadou. Eu vreau să văd și numărul 45. Și te rog, citește și numărul 45. Numărul 45, Domnica, vreau să știe ce se întâmplă la 45. Se întâmplă următorul lucru. O brățară cu rea din argint, decorată în manieră Art Deco, ornată cu peridote, ametiste și topaze, preț de plecare 250 de euro. Da. Nu des. Venim la licitație. Cu soțul. Pe 26
27. Pe 27 ne vedem la licitație. La Armag. Da, vă așteptăm. Vom fi aici. Să trecem și mai departe. Stai puțin. Ce ai vrea să mai provezi? La 113, doamnelor, poziția 113, avem un ceas de seară Chanel, Noveria Camelia, din Aural, decorat cu diamante și safire. Preț de care 7.000 de euro. E, uite, acesta este un ceas de seară pe care îl puteți purta la absolut orice rochie de seară, pentru că de multe ori ne-am lovit în meseria noastră stiliști de această chestiune. Oameni și domnișoarele care făceau deseori greșeala aceasta, la o rochie prețioasă de seară, puneau un ceas masculin sau un ceas de zi, în sfârșit. Ăsta este un ceas pentru seară. Mă rog, mie mi se pare că tipul acesta de ceas, nu neapărat ăsta, ok, dar sunt atâtea variante, da. Ce părere? Astăzi suntem de seară, dar ți-a chiar azi de seară. Da, și numai. Citește, te rog, 116. 116. Este un set. Un splendid set din colecția Love Diamond, din Aural, inel și pereche de cercei, decorat cu smaralde naturale, de origine Zambia. În anturaje diamante, însoție certificat de garanție și calitate, prețul de pornire 30.000 de euro. Superb. Wow. Superb. O situație mai divină aici. Mai, nu știu, Maria Callas. Hai că pleci așa. Pleci așa? Am ajuns la o vitrină. Uite, dacă vii tu aici să vedeți ce este vorba. Unde avem mai multe seturi de butoni și am găsit unii care mi se fac super. Ah, se dărești pe frate. Cu ăștia aș recomanda lui Geo. Nu, eu cu ăștia aș recomanda lui Geo. Care? Geo este sub domnică. Da, și ăștia sunt pe poziția 2. Și așa e. Uite cum puteți face fericit un domn. Dacă sunteți în pană de idei pentru un cadou. Și nu sunt butoni aceia clasici, previzibili, de care s-au săturat. Sunt niște butoni cu povești. Uite, un inel foarte frumos, 135. 135. Peridot, absolut super. Nu știu ce am făcut, tot la cercei mă opresc. Selin 2000. Da, iau da. Vreau să știu ce mai despre aceste părere cu cercele. Și eu cum s-a făcut TV. Și spune repede ce stil sunt, fără să vedeți pe cercele. Ce stil sunt? Da. Nu știu. Sunt italian. Poate italian gloss, așa. Anii 70, așa și în Italia. Sofisticată pereche de cercei din aur masiv. 1.000-1.500 de euro. Și nu avem alte detalii? Nu avem alte detalii. Italian gloss. Sunt foarte greu. Sunt foarte greu. De unde ai luat? De aici. Prezentare. 241 broșă Franklin Mint cu motiv dragon din argint aurit decorată cu perlă și safire. Pornind de la 80 de euro. Poftim. Wow. Poftim. Așa ceva. Mi-aș dori să cred că veți reconsidera momentele acelea în care sunteți în căutarea unei piese, unei bijuterii și veți lua... Cred că o astfel de bijuterie rămâne... Da, cu asalt... Îți rămâne toată viața. Da. Să nu găsești de multe lucruri atât de ușor și atunci Uite, aici am 343, știi că tot mi s-a mutat ce chestia asta? Da, da, e vreo.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, Inel din argint aurit decorat cu mulțime de pietre semiprețioase, pornind de la 150 de euro. Doamnelor, fetelor, este spectaculos! Serios? Da. Da. Știu. Impresionant, Inel! Din aur, ornat cu o coroană de diamante și safire. Cu puțin noroc îl puteți lua la 1.500-2.000 de euro. E mai bun al meu, credeți-mă. E mai bun al tău? Păi nu, am prezentat înainte un inel de efect. O piesă superbă. Da, superbă, superbă, jur, superbă. Moriți, eu ador funcție. Da, și eu. Și voiam să te arăt aici. Perfectă. Uite, și un safir cabochon, genul meu, 100%. Trebuie să îl arăt la cameră. Îl arăt la cameră. Foarte burgheză situația aici. Dar și te uiți. Toate lucrurile pe care le observ eu. Sunt foarte ieftine. Pornire, între 23, lanțul pandantiv cruce din aur alb decorat cu diamante. Pornește la 300 de euro. 300 de euro. Pentru că am ajuns la cruci, îmi arăt o cruce superbă acum. Poziția 52 în această vitrină. A, am văzut și eu. Pandantiv Igor Carl Faberge din aur, decorat cu perle, diamante și emalii, piesă de colecție. Preț de plecare 300 de euro, aici avem o bijuterie, superbă. O bijuterie. Superbă. Wow. Da. Foarte frumos. Te gândești, nu? Și știi ce? Mie îmi plăcut la nebunie, că m-am mai spus asta, pe cei crede. Ce părere despre aceștia? Da. Dar mi se par o tușă supremă de eleganță. Da. Bun, noi se vreau că v-am convins în această incursiune în lumea bijuteriilor. Cu siguranță veți fi mai impresionate dacă le veți vedea live. Da. Pe 28 ne vedem la licitație și chiar ne-ar bucura să luați în considerare sfatul nostru, pentru că v-am spus și repet, plecați acasă cu o piesă superbă de colecție, de care vă veți bucura o piesă și întreagă. Licitațiile sunt spectaculoase, de-a dreptul merită să veniți să vedeți, mai ales cele de bijuterii. Și nu numai. Dar până una alta ne vedem pe 27 la licitație bijuterii. Echipa L, vă salut!